În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, parabola este o istorioară foarte scurtă și foarte simplă, extrasă din viața comună de fiecare zi a oamenilor, un gen pe care Mântuitorul l-a folosit pentru ca să se facă mai înțeles, spunând, repet, o istorioară simplă, dar plină de tâlcuri ascunse, care se cer scoase la suprafață prin anumite explicații. De data aceasta aveți în față cea mai frumoasă parabolă din toate paginile Noului Testament, aceea numită a fiului risipitor. Este cea mai frumoasă pentru că este cea mai dramatică, cea mai profund dumnezeiască și mai profund umană. E extrasă din viața de fiecare zi. Și noi în vremile noastre auzim de copii care pleacă de acasă. Copiii străzii pe care vorbesc toate ziarele sunt copii fugiți de acasă. Alții pleacă de acasă pentru studii în străinătate. Unii se întorc, alții nu se mai întorc. Mai nou se pleacă masiv în străinătate, mai cu seamă tineri, pentru a-și găsi de lucru acolo. Ei bine, fiecare dacă pleacă de acasă are o motivație. Unul pentru că sunt părinții bețivi, altul pentru că tatăl bate, un altul pentru că s-a săturat de sărăcie, iar un altul pentru ca să-și facă o carieră mai bună, să câștige mai bine, să-și găsească un serviciu. Unii pleacă temporar, mai toți pleacă temporar, dar dintre ei unii se întorc, alții nu se mai întorc. Să ne amintim că la începutul secolului trecut, foarte mulți români din Transilvania și Bucovina plecau în America. De ce? Ca să câștige bani, să se întoarcă înapoi și să-și cumpere câteva iugări de pământ, pentru că erau țărani săraci. Ei bine, unii se întorceau, cei mai mulți s-au întors, alții preferau să rămână acolo, își chemau rudele, neamurile, vecinii, cunoscuții și au format încetul cu încetul această diaspora românească, care și astăzi este foarte numeroasă. Așadar, iubiții mei, fiecare ins, mai cu seamă tânăr, care pleacă de acasă, are o anumită motivație. Ei bine, în parabola de astăzi, pleacă un tânăr de acasă, dar nu are niciun fel de motivație, cel puțin nu îi se oferă nouă. O repet pe foarte scurt, un om avea doi fii, e ușor să înțelegem pe om pe Dumnezeu. Cel mai mic i-a spus, tată, dă-mi partea de avere, iar tatăl le-a împărțit averea celor doi fii, i-a dat pe celui mai mic, iar acesta peste câteva zile a preschimbat totul în bani și a plecat de acasă. A nimerit într-o țară străină. Și acolo, având cu ce, a dus-o o vreme, o îndelungată vreme, tot în desfătări, într-un chef, în beții, femei, jocuri, dansuri și așa mai departe, până când a cheltuit totul. Pentru că de unde iei și nu mai pui, acolo se instalează sărăcia. Și s-a întâmplat că în țara aceea s-a făcut o foamete mare, o secetă cumplită, iar el a început să sufere de foame. Cu mare greutate a izbutit să fie angajat la țară porcar, să păzească porcii și ne spune textul Evangheliei că ar fi dorit să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea, pentru că porția lui era foarte limitată și nu avea voie să se înfrupte cu hrana destinată porcilor. Și atunci, la un moment dat, și a venit în fire și a zis, iată, argații tatălui meu sunt îndesturați de pâine, iar eu aici mor de foame. Am să mă duc la tatăl meu și am să-i spun, tată, am greșit cerului și în fața ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și a luat drumul întoarcerii, dar tatăl său l-aștepta. L-a văzut de departe, i-a ieșit în întâmpinare, i-a căzut pe grumazi, l-a sărutat, l-a dus în casă, a poruncit să îi se dea haina cea mai scumpă, inel în deget, semnul demnității, deși el repetase cuvintele pe care le-și propusese, tată, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar el l-a primit ca pe un fiu și mai mult decât atât, a poruncit să se facă o spăț mare. Și în timp ce ei se ospătau, fratele mai mare
venea de la țarină, era spre seară și a auzit veselie și jocuri și cântece în casă și a întrebat pe unul din servitori ce se întâmplă acolo. Și i s-a spus, a venit fratele tău și tatăl tău a junghiat vițelul cel gras și face ospăți. El s-a mâniat și n-a vrut să intre. Tatăl s-a ieșit și l-a rugat să intre, a spus, nu, tată, eu toată vremea am fost cu tine și n-am ieșit din cuvântul tău, te-am ascultat. Și mie nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Dar pentru fiul al tău acesta, care a fugit și a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat vițelul cel îngrășat și faci o spăț mare. La care părintele a răspuns, da, fiule, dar să știi că fiul acesta al meu, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Aceasta este parabola, iubiții mei. E firesc să ne punem câteva întrebări. De ce a plecat acest fiu mai mic și cum a plecat? Al doilea, de ce s-a întors și cum s-a întors? Al treilea, de ce a fost primit și cum a fost primit? Și al patrulea, de ce fratele său mai mare nu l-a primit ca pe un frate? Iubiții mei, nu avem nicio explicație asupra plecării acestui tânăr. Nu putea să plece din sărăcie sau din vreo nevoie, sau pentru că ar fi fost cumva persecutat și nemulțumit de tatăl său. Tatăl său era bun, iubitor, era un om cuprins cu avere, cu țarini, cu vite, cu cirezi, cu slugi, cu slujnice, cu argați. Așadar, era un om bogat, nu era un sărac. Nu putea să plece nici de sărăcie, nici de foame, nici că ar fi fost într-un fel persecutat. Nu știm, dar totuși trebuie să găsim un resort. Iubiții mei, sufletul omului este complex. Sufletul omului este încărcat de diferite sentimente cărora li se supune deseori. Printre aceste sentimente există și unul care se numește dor și care este un sentiment în mișcare. Dorul se mișcă pe o anumită direcție și are o anumită țintă. Dorul se deosebește de dorință, care este cu totul altceva. Și dorința poate avea o țintă, dar este numai ipotetică. Când spui, îmi este dor de tata, ți-ai cunoscut tatăl. Îmi este dor de mama, ți-ai cunoscut mama, ești departe de ea. Dacă spui, îmi este dor de Argentina, ai fost în Argentina, ți-a plăcut și ai vrea să te mai duci odată. Dar nu poți să spui, îmi e dor de Argentina dacă n-ai fost niciodată. Poți să spui, aș avea o dorință să văd Argentina. Atunci da, se justifică. Este nu un dor, ci o dorință. Dorul are o țintă întotdeauna, iar această țintă este cunoscută. Ni se spune în Sfintele Cărți că există și un dor de Dumnezeu, pe care îl au mai cu seamă călugării pusnici. Înseamnă că tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu și chiar dacă ți-a rămas amintirea lui undeva în subconștient, totuși l-ai cunoscut, îți e dor să te duci la El, să te întorci la El. Însă pe lângă toate aceste doruri care au o direcție și o țintă, mai există cel puțin în limba română o speță de dor pe care nu o găsim în alte locuri. El se numește dor de ducă. Dorul de ducă e o toană. Nu are nicio motivație. Pică așa pe neștiute, pe senin. Este expresia unei neașezări a insului, care de obicei este așezat, știe unde se găsește, știe ce vrea. Ei bine, în clipa în care intervine acest dor de ducă, nu mai știi ce vrei. Ești într-o cumpănă care nu-și revine aproape niciodată și care face din tine o victimă. Te-ai duce undeva, nu știi unde. Nu știi ce o să faci acolo. Nu știi ce vrei, n-ai un ideal. Numai că îți vine să pleci. Să știți că dacă mai toate ispitele omului au un chip, există și o imensă ispită care nu are niciun chip.
ispita neantului. Neantul, nimicul, atrage. Este ieșirea din ființă, ieșirea din sinea ta. Și mergi ca un orb către ceea ce te atrage și tu nu cunoști. Acesta este fenomenul de alienare sau de înstrăinare. Alienatul mental este cel care s-a înstrăinat de rațiune, de capacitatea lui de a judeca, nebun. Alienatul spiritual este cel care s-a înstrăinat de propria sa personalitate, de propria sa ființă, de propria sa fire, de propriul său sine. La un moment dat nu se mai recunoaște sau se tăgăduiește. În literatură avem o celebră piesă a lui Ibsen în care eroul Peregrin spune: vreau să fiu eu însumi. Și el pleacă într-o peregrinare, dar caută să se găsească sau să regăsească pe sine însuși. Într-o altă pagină de literatură, alt autor, autorul spune: fă-mă, Doamne, ce mai face, altceva decât ce sunt. Nu știe ce, dar altceva, vrea să fie altceva. Aceasta este ispita neantului, dorul de necunoscut care te străinează de Dumnezeu, Tatăl și de tine însuți. Fiul risipitor din parabolă a fost victima unui asemenea dor. Plecarea a fost simplă. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. E de presupus că tatăl a căutat să-l convingă că rău faci, că nu trebuie să plece, dar până la urmă știți ce a făcut? I-a respectat libertatea. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om liber, iar omul dispune de libertatea lui. Dar el nu dispune ca Dumnezeu în mod absolut, ci libertatea lui este bifurcată între bine și rău. Dumnezeu i-a lăsat omului libertatea de a alege între bine și rău. Dacă Dumnezeu l-ar fi creat pe om fără libertate, ar fi creat un sclav, un rob. Dar Dumnezeu a vrut să creeze pentru univers un rege. Iar regele e liber prin excelență. Așadar și părintele din parabolă i-a respectat în cele din urmă libertatea fiului său. Era major, putea să decidă, avea drept ca fiul legitim la o parte din moștenire, la jumătate din avere pe care i-a dat-o. O avere obținută probabil și prin munca lui, era fiul său și lucrase și el ca și fratele său la casa părintului său, iar o alta probabil din ceea ce și tatăl său avea în vistiria lui. Totuși era dreptul lui. Și-a transformat partea de avere în bani, a plecat într-o țară străină și ni se spune foarte scurt și a cheltuit averea în desfătări, în petreceri. A uitat și de casă și de masă și a găsit prieteni noi și prietenii vin și sunt mulți când știu că ai parale, însă în clipa în care banii ți s-au terminat, nu mai ai prieteni. Și e bine, dragii mei tineri, să știți un lucru, e bine să ai prieteni, dar e bine să fii prudent, pentru că prietenii te pot lăsa atunci când nu le mai ești de folos. Adevăratul prieten rămâne lângă tine chiar și când nu mai ai nimic. Se oferă să te ajute, dar cei mai mulți caută să profite. Și când nu mai profită, nu-ți mai sunt prieteni. Aceasta a fost drama acestui fiu rătăcitor. Trăise într-o petrecere înconjurat de prieteni, de băieți, fete, de desfrânate și la un moment dat, când a fost sărac, s-a trezit singur. Iar acesta este un sentiment cumplit, cumplit. Sufera de foame, a fost primit să păzească undeva porci, continua să sufere de foame și văzând cum porci ronță ieși roșcovele, mesteca și el din dinți, dar mesteca în gol, pentru că nimeni nu-i dădea din rația
necuvântătoarelor. Așadar, ajunsese în cel mai jos punct de degradare fizică și psihică, morală. Era un descalificat. Era străinat de el, de cel posesia odinioară. Și acum, iubiții mei, vine momentul crucial. Ar fi putut să se sinucide, cum fac mulți tineri care cad în disperare. N-a făcut-o. Odată s-a scuturat și ne spune textul Evangheliei și și-a venit în fire. Adică s-a regăsit pe sine însuși. S-a redescoperit pe el, cel de odinioară. L-a văzut pe fiul tatălui său, care trăia bine la casa tatălui său și care, când se săturase de bine, a luat drumul pribegiei. Și din clipa în care i-a revenit în minte tatăl, la care poate nu se mai gândise de ani de zile, a hotărât întoarcerea. Dar cum a hotărât-o? Ar fi putut pur și simplu să se întoarcă și să-i spună: tată, poți să-mi spui și să mă mustri că mi-am cheltuit banii, bă, doar au fost ai mei, din care, în clipa în care tu mi-ai dat partea de moștenire, acelea proprietatea mea. Sunt major și fac ce vreau cu ea. Așadar, nu mă poți mustra și nu-mi poți cere socoteală pentru faptul că ți-aș fi cheltuit ție averea, pentru că, repet, erau banii mei. Ceea ce te-aș ruga este să mă primești, să trăiești și eu pe lângă ceilalți, la casa ta. Nu, iubiții mei, a mers mai departe și s-a îmbrăcat în umilință. Mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune: tată, greșit am cerului și în fața ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Iubiții mei, înarmat cu acest sentiment al smereniei, care era cununa pe care nu o purtase niciodată în viața lui, se întoarce la casa părintelui său, adică la Dumnezeu. Iar părintele său nu-l căutase, ci l-aștepta. De ce nu-l căutase? Fiindcă Domnul Hristos ne spune în altă parte că dacă un păstor are 100 de oi și una îi se rătăcește în pădure, le lasă pe cele 99 și pleacă să o caute pe cea pierdută. Și mare bucurie se face pentru că a adus-o înapoi. Iubiții mei, acea oaie se rătăcise și păstorul a căutat. Dar fiul acesta nu se rătăcise, a plecat conștient în virtutea libertății lui. Și a luat rămas bun, l-a îmbrățișat pe taică său: tată, mă duc, și s-a dus. De aceea tatăl nu l-a căutat, dar l-a așteptat. Pentru că inima lui de părinte îi șoptea că fiul său își va reveni în sinea lui. Își va recăpăta identitatea și conștiința acestei identități. Și de aceea îl aștepta cu palma streaștă de la ochi, că doar se va întoarce. Și l-a văzut întors și a ieșit înainte, l-a întâmpinat și a căzut pe grumaz cu lacrimi și l-a sărutat ca un părinte și l-a repus în demnitatea de fiu, în plinătatea demnității de fiu. Nu i-a osândit plecarea, ci i-a binecuvântat întoarcerea. Rămâne întrebarea suprafetului mai mare. Când a auzit ce s-a întâmplat, s-a supărat, s-a mâniat și n-a vrut să ia parte la ospăț. El nu împărtășea nici pe departe bucuria tatălui său. De cele mai multe ori, exegeții pun această atitudine pe seama unei invidii. Dar, dragii mei, nu era invidie, sau cel puțin era foarte puțină. Era altceva. Fiului mai mare îi se părea că în toată treaba aceasta e ceva nedrept. El era crescut în conștiința dreptății, a justiției. Întrebarea era simplă: cum este posibil
Eu am stat tot timpul cu tine, Tată, nu ți-am ieșit din cuvânt, te-am ascultat. Am muncit pentru aceasta. Și n-am avut măcar un ieț să mă veselesc și eu la o petrecere cu prietenii mei. Iar ăsta, care a cheltuit banii cu desfrânatere în străinătate, pe ăsta îl primești cu o spăț și cu veselie mare. Era strâmb în judecata lui tot ceea ce se făcea. Era nedrept. Și așa ar judeca poate oricare dintre noi. Dar, iubiții mei, Tatăl îi pune în față imaginea Feciorului care murise și care a înviat, care murise lui Dumnezeu, dar murise și lui și care se pierduse și care s-a aflat. Aș vrea gramatical să accentuez, nu a fost aflat de cineva, ci s-a aflat pe sine însuși și a revenit în fire. Și a recăpătat conștiința a ceea ce a fost și ceea ce trebuie să fie. Este atât de transparentă această parabolă, încât nu e nevoie să dau explicații mai multe, iubiții mei. Sunt convins că ascultând-o, fiecare v-ați gândit la părintele bătrân ca la Dumnezeu și v-ați gândit la fiul risipitor ca oricare dintre noi. Dar v-ați gândit și la fratele mai mare, ca la oricare dintre noi. În fiecare dintre noi poate fi un frate mai mare credincios lui Dumnezeu și în fiecare poate să fie copilul cel mai mic care își părăsește părintele și pleacă de acasă. Iubiții mei, îndepărtarea lui de Dumnezeu se cheamă păcat. Iar păcatul nu este altceva, în cele mai multe cazuri, decât uitarea temporară a lui Dumnezeu. Uiți că El există și că te vede. Ți se pare că nu te vede, îți faci iluzie că nu te vede. Dar mai mult decât atât, este și o îndepărtare de tine, pentru că va spune Sfântul Apostol Pavel mai târziu, nu fac binele pe care îl vreau și răul pe care nu îl vreau, pe acela îl fac. Așadar există și această dualitate în sufletul omului, lupta dintre bine și rău în una și aceeași ființă. De cele mai multe ori învinge binele și face parte din sinea ta, iar alte ori învinge răul și atunci te descumpănești. Te atrage hăul, te atrage abisul. Orice păcat este un pas către abis. Important este nu că păcătuiești, important este să te dezmeticești. Să-ți revii în fire și să te aduci aminte de acela de care te-ai depărtat și pe care l-ai părăsit. Dar întoarcerea să fie totdeauna cu milință. Ni se spune aceasta acum, în pragul postului mare, când urmează să ne pregătim și să ne primenim sufletele cu acest sentiment mântuitor, de-a dreptul mântuitor al smereniei, al umilinței. Ați recunoaște că ai greșit și aș cere iertare acela față de care ai greșit. Să nu fie mâhniți cei care n-au plecat departe și care nu și-au risipit averea, care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Amintiți-vă ce a spus părintele fratului mai mare. Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Păi, dragii mei, e puțin lucru. E puțin lucru să le ai pe toate ale lui Dumnezeu să fie cu tine. Nu e puțin deloc. Important este pentru cel plecat că s-a întors. Și ni se spune că pentru un păcătos care se pocăiește, mare bucurie se face în cer, în lumea îngerilor lui Dumnezeu. Dragii mei credincioși și mai cu seamă dragii mei tineri, să știți că Dumnezeu, cu vrerea Lui, cu știința Lui, puteți să spuneți viața, mai puțin destinul, vă va purta de-a lungul vieții voastre și în sus și în jos. Și în sus și în jos. Foarte puțin sunt oamenii care să meargă tot timpul pe un drum drept. Viața te va ridica pe vârful muntelui și uneori te va arunca în vârful prăpastiei. Țineți minte un lucru. Când ajungi în vârful muntelui,
să nu amețești, iar dacă ajungi în vârful prăpastiei, să nu disperi. Și adaug, mai ușor, mult mai ușor este să amețești în vârful muntelui decât să disperi în fundul prăpastiei. Acolo, în fundul prăpastiei, la marginea abisului, vei găsi întotdeauna resurse să-ți revii în fire și să privești în sus. Dacă amețești sus, nu ai decât o singură direcție, căderea. Mergi în jos. Dar dacă nădăjduiești de jos, te uiți în sus și vei vedea pata de cer albastru și acolo, sus, la buza prăpastiei, îl vei vedea pe Dumnezeu Părintele, care te așteaptă și îți va întinde brațul pentru ca să te ajute la ultimii pași. Și odată ajuns acolo, mulțumește lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru faptul că tu, dacă ai căzut, nu te-a lăsat să pierde tot și te-a chemat întotdeauna pururea la El. Nu uitați, toți cădem, mai mult sau mai puțin, toți ne depărtăm de Dumnezeu într-o viață, mai mult sau mai puțin, Dumnezeu nu ne osândește plecarea, dar întotdeauna ne binecuvintează întoarcerea. Întoarceți-vă la Dumnezeu și veți fi pururea cu El și El va fi pururea cu voi. Amin.